de ce trebuie să vorbim despre acest subiect al ispășirii limitate. Tema centrală și mesajul central al scripturilor Vechiului și Noului Testament sunt persoana și lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. Moartea lui ispășitoare de la cruce este evenimentul marcant al întregii istorii. Nu la întâmplare până și lumea seculară parte istoria în raport cu nașterea lui Hristos. Preocuparea principală și scopul singular al misiunii Fiului lui Dumnezeu a fost lucrarea de ispășire. Deoarece caracterul sfânt și plin de adevăr al lui Dumnezeu cere ca păcatul să nu poată fi trecut cu vederea sau ignorat ci să fie pedepsit prin moarte. De aceea, fie păcătosul suferă pedeapsa morții, fie trebuie găsit un înlocuitor potrivit. Este corect spus că o persoană înțelege cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care înțelege persoana și lucrarea lui Hristos. A fi ignorant în ce privește lucrarea de ispășire a Domnului Iisus Hristos înseamnă a fi ignorant în ce privește propria mântuire prin har. O înțelegere corectă și o punere corectă în practică, prin credință, acestui adevăr, glorios al ispășirii ne va face să vedem, în primul rând, natura și profunzimea păcatului din care noi am fost răscumpărați. Și, în al doilea rând, dragostea și puterea uluitoare a lui Dumnezeu, care a realizat mântuirea noastră. Pe măsură ce privim la patimile lui Hristos de la cruce și înțelegem ce a realizat El cu adevărat pe lemnul acela folosit ca ca mijloc de, de tortură, vom fi conduși într-o stare de adorare, de închinare, de laudă. Nu la întâmplare, această doctrină este doctrina așezată în mijlocul acronimului englezesc, Tulip, care sumarizează cele cinci doctrine ale calvinismului. Depravarea totală. Uh, alegerea necondiționată, ispășirea limitată, harul irezistibil și perseverența, perseverența Sfinților. Înainte de a continua, doresc să fie bine înțeles următorul lucru. Creștini sinceri au păreri diferite cu privire la înțelesul biblic al naturii și scopului ispășirii. Eu sunt din grupul celor care cred că Hristos a murit, iar moartea lui este eficientă doar pentru urma sa. Pentru oile sale, pentru biserica, mireasa lui, conform, de exemplu, capitolului 10 din Ioan. Deci, moartea lui Hristos este eficientă doar pentru oile sale, și anume pentru aceia care i-au fost dăruiți de către Tatăl, conform, din nou, Ioan, capitolul 17 și așa mai departe. Despre ce vorbim în acest episod? Care este problema în discuție? Hristos a murit pentru oi într-un fel în care nu a murit și pentru capre. De fapt, pentru capre nu a realizat o astfel de lucrare. Jerfa lui Hristos nu i-a făcut pe toți oamenii răscumpărabil, ci sângele acela prețios. A făcut mântuirea sigură nu pentru toți oamenii, ci pentru biserica răscumpărată a lui Dumnezeu. De aceea nu vor exista niciodată bieți păcătoși care voiesc în mod sincer să fie mântuiți. Dar Dumnezeu refuză să-i mântuiască deoarece Hristos nu a murit și pentru ei. Problema nu este cu cine vrea, ci problema este că toți oamenii, fără excepție, nu vor. Sper că am înțeles lucrul acesta din, din, din seria de episoade care a fost până acum. Niciun om nu vrea să vină la Dumnezeu până ce Dumnezeu nu îi deschide inima și îl aduce la sine. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, Domnul Iisus spune, tot ce îmi dă Tatăl, va ajunge la mine și este la fel de adevărat că pe cel ce vine la mine, nu voi izgoni afară. Dar toți cei care vin la Hristos vor fi primiți, pentru că ei și numai ei sunt aleși pentru care a murit Hristos. Acum vreau să înțelegem necesitatea ispășirii. Pentru acest lucru trebuie să înțelegem de ce sunt unii izgoniți afară. De esența ființei lui Dumnezeu este sfințenia. Sfânt, sfânt, sfânt este tema închinării din cerul, refrenul care este cântat. Ființele acelea cerești care stau în prezența imediată a lui Dumnezeu nu spun dragoste, 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 ci spun sfânt, sfânt, Sfânt. Un Dumnezeu Sfânt, prin natura sa, trebuie nu numai să urască păcatul, ci trebuie să și pedepsească păcatul. Toată dragostea din inima lui Dumnezeu nu va ierta și nu poate ierta nici măcar un păcat. Dar păcatul trebuie plătit printr-o jertfă de ispășire. Harul și mila sunt opționale pentru Dumnezeu. El poate să aibă milă și are milă de oricine alege să aibă milă, scrie Apostolul Pavel în Romani. Însă dreptatea și justiția nu sunt opționale. De aceea crucea este atât de esențială. Moartea lui Hristos nu îl face pe Dumnezeu să ne iubească, ci spășirea lui Hristos a fost esențială pentru ca Dumnezeu să ne poată iubi în dreptatea și în sfințenia Lui. În Romani, în capitolul 3, da, versetele de la 23 până la 26, acolo Apostolul Pavel ne prezintă singura cale a lui Dumnezeu de a împlini mântuirea și de a rămâne în armonie cu caracterul și cu legea sa. Această singură cale a fost spășirea substitutivă sau înlocuitoare prin sângele Fiului întrupat al lui Dumnezeu îi scrie acolo Apostolul Pavel, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu, dar sunt îndreptățiți, fără plată, prin Harul Lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Dumnezeu l-a înfățișat ca jertfă de ispășire, prin credința în sângele Lui, ca dovada a dreptății sale. Și Dumnezeu, în îngăduința sa, a trecuse cu vederea păcatele comise în trecut. Pentru ca, în vremea de acum, să-și dovedească dreptatea. În așa fel încât el să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cel ce are credința în Isus. Întrebarea nu este pentru câți oameni a murit Hristos. Întrebarea esențială este a asigurat moartea lui Hristos în ea și prin ea însăși, cu certitudine, mântuirea unor oameni? Sau a făcut doar posibil a toți oamenii să fie mântuiți prin actul voinței lor libere. Dacă ar fi adevărată a doua variantă, atunci ce ar lipsi cruce lui Hristos astfel încât nimeni să nu refuze lucrarea lui Hristos? Cu alte cuvinte, discuția nu are loc cu privire la cât sunt aceia pentru care a murit Hristos, și mai degrabă cu privire la ce a împlinit Hristos prin moartea Lui pe cruce. Adevărata întrebare nu este ispășirea este limitată. Faptul că în iad sunt oameni și vor fi acolo pe vecie dă răspunsul la această întrebare. Beneficiile ultime ale ispășirii sunt limitate în cele din urmă a cei care cred în Hristos. Doar dacă ești un universalist, atunci cred că toți vor fi mântuiți. Întrebarea ar trebui să fie. Cine face limitarea? Dumnezeu sau omul? Este harul și scopul suveran al lui Dumnezeu care dictează succesul ultim al lucrării răscumpărătoare a lui Hristos? Nu este voința suverană și schimbătoare a omului, cea care decide dacă vor fi realizate intențiile și hotărârile lui Dumnezeu. Dezbaterea are loc cu privire la cauza limitării. Este această cauză harul lui Dumnezeu sau voința omului? Dumnezeu are un scop nelimitat de a-i mântui pe toți oamenii, dar are o putere nelimitată? Poate să-i mântuiască, de fapt, numai pe cei care voiesc de la sine și care îi dau voie lui Dumnezeu să-i răscumpere? Sau are un scop limitat să-i răscumpere pe ei săi și are, manifestă o putere nelimitată? Atenție! Nu aspectul limitat. Aspectul particular al ispășirii este sublineat de Biblie. Hristos a murit pentru persoane specifice și a asigurat o mântuire completă pentru fiecare persoană pentru care a murit. Nu a murit pentru un grup nedefinit de oameni, pentru fiecare persoană la modul general, dar pentru niciuna în particular. Ca pe urmă să nădăjduiască că unele persoane din grupul acesta vor fi dornice să-i acorde o șansă. Isaia spune că Hristos își va vedea sămânța de urmaș. Când a murit pe cruce, Domnul nostru a știut pentru cine avea să moară. Și a știut că aceștia vor fi mântuiți. Problema nu se pune cu privire la numărul celor pentru care a suferit, ci cu privire la natura suferințelor sale. Iar acest adevăr ne este descoperit în Noul Testament și cu precădere în Evanghelia după Ioan. Evanghelie în care vom privi și nu numai, în episoadele următoare.